Școala gimnazială Florea Bogdan din Reghin se remarcă la obiectul educație tehnologică. Nu doar că a găzduit anul acesta Olimpiada județeană a acestei materii, dar toți cei 7 elevi ai școlii calificați au încheiat concursul cu premii. Și asta nu e tot. O elevă din clasa a 5-a a câștigat dreptul de a reprezenta județul la faza națională a Olimpiadei de educație tehnologică. Toate acestea au fost posibile datorită profesoarei Maria Halați, care în ultimii ani a avut 8 elevi calificați pentru națională. De această dată a ajutat 7 copii să participe la județeană. Am avut calificați 7 elevi. Eu chiar încă din luna decembrie am început selecția elevilor pe clase. Primii 2 clasați s-au calificat la etapa județeană. Cu ei am început o muncă suplimentară, deoarece materia este foarte vastă și fără o muncă în plus chiar nu aveau nicio șansă. 3 dintre elevii reghineni au fost pe podium, iar cea mai mică dintre ei va pleca la finala pe țară, care va avea loc la Iași în luna aprilie. Sincer, mă bucur foarte mult că toți cei 7 elevi care au participat la Olimpiadă s-au clasat printre primii, au fost premianți. Astfel, am obținut un loc întâi la clasa 5-a cu eleva Buzilă Sorina, care ne va reprezenta județul Mureș la nivel național. Am mai obținut un loc 2, un loc 3 și 4 mențiuni, dintre care 2 sunt mențiuni 1. Sorina Buzilă este eleva din clasa a 5-a care face o deosebită cinste școlii și orașului. Punctajul obținut de ea îi permite să ajungă la finala pe țară. Eu am ales această materie deoarece, din punctul meu de vedere, e una ușoară, am cules multe informații utile și știu că pe viitor mă va ajuta să îmi aleg o meserie. Chiar dacă unii spun că nu e așa importantă ca mâna și matematica, știu că trebuie să o învăț și pe aceasta. Și care ți-ai dori să fie acea meserie pe care o alegi? Avocat. Da, de ce avocat? Pentru că iubesc dreptatea și nu vreau ca oamenii să sufere pe nedrept. Îi puteți cunoaște pe toți cei 7 elevi premiați la concursul de educație tehnologică duminică la ora 21, urmărind emisiunea Reghin Exclusiv la Da Reghin TV.